Urmează emisiunea Hai să ne căsătorim. Menționăm că fiecare pereche formată în cadrul proiectului va intra în concurs, unde marele premiu este o foaie de odihnă pentru ambii la mare. Cuplul câștigător va fi ales chiar de telespectatorii care își vor exprima votul pe pagina de Facebook. La mare vor pleca îndrăgostiții care vor acumula cele mai multe voturi. Baftă tuturor! Bună seara și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori ai postului de televiziune TV6. Sunteți în cadrul emisiunii cu genericul Hai să ne căsătorim. Iar eu sunt Lenuța Gheorghiță, eu sunt cea care vă propune să rămâneți alături de noi timp de o oră. Din start facem cunoștință cu potențialele noastre miresi, Raisa, Maia și Anastasia. Iar rolul principal este Pavel. Rămâneți alături de noi. Dăm start acestei emisiuni. Pavel, 69 de ani, este pensionar. Se mândrește cu faptul că a lucrat cinstit timp de 47 de ani, 18 dintre care la combinatul de tutun. Se mai mândrește cu cele două fiice frumoase care s-au realizat în viață. În timpul liber practică notul, dezleagă rebusuri, citește. Colecționează cărți și are o bibliotecă valoroasă. Afirmă că nu va accepta să fie înșelat, trădat sau înjosit. Cu fosta soție au făcut cunoștință la un concert. Nu a fost cea mai rea, dar nici cea mai ideală consoartă, spune Pavel. Au trăit împreună 28 de ani și s-au despărțit din cauza conflictelor, care apăreau tot mai des. Pavel și-a mai încercat norocul în cadrul emisiunii, unde chiar a și fost ales de înțeleapta Tatiana. Însă după ce au plecat de la noi, se pare că ceva nu a mers. Bună seara! Bună seara! Bună seara încă o dată și ne bucurăm într-un fel anumit că ați revenit platou de filmare, dar apare problema întrebătoare. Ați mai fost în cadrul acestei emisiuni din care ați ieșit de mână la braț spre drumul vieții alături de Tatiana. Așa a fost. De ce nu a mers? Ce s-a întâmplat? Să vă spun, atunci n-am vrut cum... Am vrut ca să fie un final liniștit. Dar nu mi-a plăcut nici dansul pe scenă, e nu-i tipajul, pur și simplu n-am vrut. Dar nu vi se pare că dumneavoastră aveți prea mari pretenții sau prea mari, nu știu, capricii sau sunteți prea alintat la acest capitol? Nu s-a alintat. Eu vreau să-mi iei apartament cu și camera și ei mitică. Camera ce e? Și femei voi eliniști, de unde le scoateți? Păi una vă luat apartamentul și ce, de mă cât o mai rămas, deși și e să iau de la des. Я выбираю вас. Думаю, что у нас найдется общее что-то по жизни. Будем общаться. Я думаю, что мы поладим. Не слышала я такую музыку. Fall in love, я влюбился. Это Elvis Presley. Ну, не знаю, не люблю я. Ну, не нравится. Ok, dacă spuneți că nu este tipaj, care este tipajul dumneavoastră? Până la urmă v-ați decis cum trebuie să arate o femeie ideală pentru dumneavoastră? În primul rând să fie elegantă, să fie modernă. Vârsta? Vârsta... Câți ani? Nu până la 60 de ani. Dar adică cum, Matale, cu 10 ani mai mare decât însă să fii? Dar și, nu poți fi de vârstă cu Matale? Dar dacă va fi de 70 de ani, dar va fi elegantă, frumoasă, rafinată. Sunt femei de 70 de ani care arată foarte bine. Sunt, dar el nu umblă la dânsele. Nu, Catrin Dineov. De, spre exemplu. Oh, deci contează foarte mult vârsta sau mai mult totuși aspectul estetic, aspect exterior și comunicarea. Da. Deci la suflet să fie nu guralii, să nu fie agresivă. Diplomată să fie, da? Tacticoasă. Păi, Cristina, eu îmi cer scuze, dar eu fiu pentru că o bună parte din cei de acasă care ne urmăresc, acum o să-mi dea crezare. Tu după aia o să-mi povestești pe astrologie, tu după asta, dar acum, uite, pe mine mă frământă gândul. Pentru că o bună parte zic, bă, asta este un show în care vin actorii să joacă de-a viața, de-a dragostea. Dacă nu a mers și nu v-a plăcut acea femeie, de ce ați ales-o? De ce n-ați spus just, prompt și clar? Băi, oameni buni, nu am găsit femeie perfectă, potrivită. Ce ne cerem scuze? Aș putea să mai revin în cadrul acestei emisiuni. Să mă scuzați? De ce i-ați dat o mână în și ați spus că da? Acum îmi cer scuze că am procedat așa.
Adică din partea mea nu a fost corect, dar pur și simplu... Mi se pare că ați încercat să fiți un gentleman până la urmă. Și da. Dacă doamna, ales, și dacă așa, dacă doamna minte, da? A intrat dacă... în încăpere și l-a ales ea și i-a propus să iasă împreună în scenă. Când i-a spus fiu în Thailand, că nu știe. Asta dar e... de ce? Că ea v-a propus o viață frumoasă. Nu ți-o zis că vreau mâine să-ți fac copii. Că și matale deja ești la o vârstă. Tipajul că... ei nu mi-a plăcut. E un bărbat cum trebuie, da. Eu știu, îl știu pe dumnealui. Ok, și de ce n-a mers? După așa ați pășit pragul din cadrul televiziunii. Unde ați mers? Nicăuri. Am venit în Chișinău până la cerc și el a plecat într-o parte, noi cu domnul Boris. Iată, domnul Boris a fost de față. Chiar domnul Boris nu vrea să ne povestească care a fost problema între mire și mireasă. Totul. A fost câte mine, dar doamna era rece. El e un bărbat fierbinte. Dar cum trebuie? Deodată să-l pupi în rutieră? Nu, să-l pupi în rutieră. A trebuit să margă cu noi, că eu fost invitată la mine acasă. A fost abia să fie mama m-a învățat că la bărbat străin nu se poate dus acasă din prima zi. Și ai chemat femeie și ea acasă? Cine a chemat-o la un local? A chemat-o să o pun la masă, să ne facem cunoștință mai de aproape. Eu ca vorbicelul și el ca mirele. Tot corect. De fapt a fost ca să am cui strig amar, nu? Așa e, alintături de bărbați, da. Nu cu alintături, dar noi am propus. Deci ea n-a fost receptivă, pur și simplu, nici la un compliment. Și i-am spus în tigaie și ei care facem niște blinele, de eu luat și-o ascunsă. Zic, nu, păi ei, în Thailand am gătit de la blinele. Domnul Pavel a fost un gentleman. Da, deodată la noi a fost foarte frumos, n-am ce spune. Dar după aceea s-a răcit, nu știu cum. Pe unii ne odihnim, pe unii... Mai activăm, ne bronzăm la iaz. Ia, povestiți aici, detalii ne trebuie. Unde mergeți la odihnă și cu cine vă bronzați? Eu mă bronzez singur, deoarece acolo mai vin niște bărbați. Deci nu-l luați cu domnul Boris? Tot pensionar. El trăiește în altă parte și el nu a avut. Și cât e? Ai luat un taxi și ai venit la bronzat. Eu l-am invitat, dar el a fost ocupat. Если он выбрал женщину, потом сказал, что она не типаж, он нехорошо поступил. Ați muncit în cadrul combinatului de tutun, aproape circa 18 ani. Da. Ați fost în cadrul unei familii minunate care a durat 28 de ani, cu minunate realizări, atât pe plan privat cât și pe cel public. Și cel mai important, sunteți de două ori tătic, de două fete minunate, care deja sunt una de și 48 bunel. Și 35, sunteți cu statutul de bunel. O să povestiți, mai bine zis, ați povestit în cadrul celelalte emisiuni că relația dumneavoastră care de căsătorie a durat 28 de ani, dar a ieșuat din simplu motiv că ați avut niște relații tensionate cu familia. Mai bine zis, cu cum ar fi fratele soției. Și fata care a vrut să plece în Olanda și i-a spus la soție, i-a șantajat și a spus că eu mă zvâr de la etaj dacă nu vinzi apartament și nu-mi dai 20.000 de euro, că eu să plec în Olanda, la lucru. Așa. Ce ați făcut, mestre? Și eu am mers la ceea că n-am vrut să... Cum? Am vrut că e totuși să aleagă un drum fericit și dacă se duc în Olanda... Dar credeți că e normal un copil să vă pun așa, să vă pun într-o situație dificilă, un pensionar? Tată, hei, mergi afară, dacă nu-mi vinzi apartament și nu dai și niște bani, eu nu te mai iubesc. Cum credeți? Păi așa a fost, dar eu am mers că am avut contraziceri cu fosta soție și i-am spus, zic, mie nu-mi place așa cum dialogurile este. Ați ajutat copiii, ajutat fetele în prezență, sunteți unde trăiți? Aveți casă, apartament? Eu am apartament cu cameră. Păpâtcă, nipâtcă, nu. Poate veni văbire, trebuie să vă năsi din. Da. Sunteți tentați, atras de femei foarte frumoase, diplomate, cochete, comunicabile, vă faceți așa niște idealuri, niște scenarii ireale și după aia vă confruntați cu o realitate dură și crâncină. Deci mă refer la aspectul trădării și la aspectul încrederii. Deci v-aș recomanda și momentul ăsta să-l luați în calcul. Deci vă uitați, nu doar să fie frumoasă și mi-am pierdut capul, dar să fie și corect în interior. Deci ascultați-vă astăzi inima reșind din contactul cu candidatele noastre. Mulțumesc. Și acum vreau să vă spun un vers de lui Esenin. Не смотри на ее запястье, из плечей ее льющийся шелк. Я искал в этой женщине счастье, нечаянно гибель нашел. Сергей Есенин. Eu ca balanță mă apreciat. Eu ca fecioară stau în suspans. Esenin tot a fost. Asta e motul dumneavoastră.
Așa o scris Esenin. Esenin tot a fost. Eu vreau să vă zic că oricare dintre noi, cei care suntem semeni, avem nevoie de a fi iubit și a împrăștia dragoste. De aia rămân alături de noi și celor care ne urmăresc pe micile ecrane, pentru că dăm start acestei emisiuni, pentru că dăm start și vrem să o cunoaștem pe potențială mireasă cu numărul 1. Rămâneți alături de noi! Здравствуйте, меня зовут Раиса. Меня Павел. Будем надеяться, наше знакомство будет иметь продолжение. Надеюсь. Так, вперед. Хорошо. Raisa, 68 de ani, este pensionară și profită de odihna bine meritată. Anterior a activat timp de 18 ani în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Femeie cu un gust rafinat și sofisticat, Raisa preferă să-și alimenteze emoțiile admirând picturi sau ascultând melodii clasice, ceva de Mozart sau Bach. Se mândrește cu nepoții și copiii săi și își dorește să întâlnească un partener de viață ce o va însoți până la sfârșit. Nu vrea să împărțească nimic din ce are cu viitorul partener și spune că de fapt el trebuie să-i ofere totul. Își preîntâmpină viitorul soț că este foarte directă și nu este frică să spună ce-i trece prin cap. Ea se vede alături de un domn înțelept, bogat, atât la suflet cât și la podoaba capilară și să o susțină în toate hobby-urile ei. Își dorește să se simte iubită și respectată și nu va accepta un partener fără inițiativă. Raisa a fost căsătorită de 2 ori, cu primul soț care era cu 20 de ani mai în vârstă, au trăit o iubire lungă de 26 de ani. Cu cel de-al doilea au conviețuit 4 ani. În ambele cazuri însă moartea a fost cea care i-a despărțit. Raisa vine astăzi în întâmpinarea unei istorii de dragoste care speră să dureze până la adânci bătrâneți. Bună seara, doamna Raisa! Dobre vecer! Mă bucur că sunteți în cadrul acestei emisiuni. Și eu mă bucur. Și o să iau din start la întrebări. Ați muncit o viață întreagă în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în funcție de? Șef contabil. Deci îi cunoașteți pe toți. Acum, dacă aveți nevoie de ceva, cumva, acolo, când o să te palor Mozart de cumătrii. Da. Cumătrul lui. Для сотрудника Министерства внутренних дел вы довольно смелая прическа у вас. Я хочу вам сделать комплимент. Я вообще своеобразная женщина. Очень яркая и неординарная. Неординарная, да. Такая, извините. И это все в вас, в том, как вы вошли, в том, как вы смотрите, и в том, как вы изучаете человека, который сидит напротив вас. Респект. Da. Doamna Raisa, stai la întrebări. 18 ani de activitate în cadrul Ministerului. După aia, cum s-a venit decizia să emigrezi și ai plecat în Europa? Unde și cu cine? Și de ce? Eu, după aceea, în Galantie. Prăjela mai 5 lat. Ce ați făcut acolo? De ce vreau să pămâneam acolo? Strână, o vedea другую жизнь, других людей. Cine vă aștepta acolo? Nicto. Я сама была. Десь дневная сотрудница раньше, потому что такая женщина рискованная. Я сама поехала. Сейчас мучит около. Я не работала, я была по одной программе. Ух ты, круто! А что, чем вы там занимались? Ничем не занималась, я просто ждала статуса. Как ничем не занималась? Ходила на курсы, училась? Я ходила на курсы, училась. Ходили, наверное, по музеям. Училась, кстати, жить жизни заново, с нуля. Это сколько вам лет было? Сколько лет? 50. 50 лет. Doamna Raisa, și acolo, în 5 ani de țară străină, v-ați găsit vreun bărbat potrivit? Da, eu am zavut și în второй раз. Și el era mai mic, mai mare? Он был младше меня на 6 лет, но он ко мне очень хорошо относился. Оттуда? Голландец? Нет. Из бывшего Советского Союза. Și așa a fost că el a decedat. Ну, так получилось, что я вернулась, и он сильно заболел. Но я не смогла вернуться, потому что я должна была сидеть с мамой. Мама была очень больная, и я была с ней. Cum ați aflat vestea că soțul nostru nu mai este? Незнакомые сообщения. Было ударом, наверное. Ну, я связывалась с его родственниками, с братом, с отцом тоже, но так получилось. Для него это был удар. Prima căsătorie a durat 26 de ani. Да. 26 de ani, el era mai mare decât dumneavoastră. La câți ani v-ați căsătorit? Я вышла замуж в 18 лет. Deci el avea 38. O, el prins și tatăl tău. No, я вышла замуж как бы, с историей. По большой любви, наверное. Нет, он просто меня увидел, ему очень сильно понравилось. Я с ним даже не встречалась, а пошел к маме.
И сразу стал просить руки у мамы. Вот так вот, правильно? Нравится, сразу бери и беги. Нет, нравился, потому что он был спортивный. Он тоже в министерстве работал. Красиво ухаживал, наверное. Очень красиво ухаживал. Он сам по себе очень добрый, с юмором, песни пел, танцевал. Он был душа, как сказать, публики, общества. А часто касатория с нас кудой копии? Да. Ce aveți? Fete, băieți? Doi băieți. Unul este stabilit cu trei în Germania, celălalt în Statele Unite ale Americii, corect? Unul în Londra, mu? Acum, gata. În Londra, a doi... Oi, cum am dat, schizmite. Другой в Германии, но в Германии будет жить в Америку. Ну, едет в Америку со временем. Скучаете? Нет, они приезжают часто. Каждые три месяца они приезжают домой и навещают меня. Bun, povestiți-ne de ce n-am mers această relație. 26 de ani. Povestiți despre însă atât de frumos peste ani de zile. Spuneți că era atlet, că era bravo, că era da, super. Da, он был бывший спортсмен, но он заболел. Просто заболел и в больнице так случилось. Что-то не так ему сделали. И... Он умер. Он умер. Și primul și a doilea? Ну, да. Primul. Первый умер. Apropo, că Angela, salut! Asta e prietena ta de suflet, că tot e vorbește tot, se încadrează în dialog. Angelica lucrează căile ferate? Căile ferate. Ce muncești acolo? Însoțitor de 3 ani. Aha, o, câți bărbați vezi pe acolo? Mulți. Tot ești căsătorită? Nu. No. Păi și din mulțimea aia de bărbați n-ați găsit sufletul pereche? Nu. No. De ce? Îl vezi deodată, aha, și valiza are, și zduși, unii zduși. Stem. Eu tot mă știm, da? Nu le place modul nostru de lucru, nu. Regimul? Săptămână acasă, regimul? O săptămână la lucru, nu-i bun. Dar отлично, как раз успеваешь отдохнуть, соскучиться, встречаешь, как первый раз fugit. Каждый раз. Один уже сбежал. Что у меня? Три мужа было, три брака. Так и за три, я так и написала в анкете, что у меня было три брака и все алкоголики. Так. Прежде всего, первая касса, которую я в мужчине ценю, это чтобы был добрый. Добрый, а документы, да? Вон. Как должна проявляться доброта? В отношении к вам или в отношении... Потому что, знаете, бывает так, что добрый ко мне и добрый ко всем остальным. Миллион друзей, нет, раздай беда. Добрый ко мне. А с остальными как? И немножко с остальными. Да, чуть-чуть. Да, да, как вы знаете, сама к барбату есть потребители и куминты, аж, аж, блин, для суфлит, как вы знаете. Как вы знаете, сама один старт? Я просто, когда человека вижу, я его чувствую. Я уйти, лсымц, я уйти, ладно, Саша, кому крези, или бун, орба? И бун. Бун лачи. Ну, для того, чтобы... Для того, чтобы его хорошо узнать, нужно немножко пообщаться. Окей, ну вас перед факту, что я мой фост в кадре чистой эмиссии, ну, на Алиса Фемея, но насторожила. Да, он ține foarte мындру, să fie întotdeauna în atenția femeilor. Ce așteptări aveți? În caz dacă se întâmplă minunea, mergeți la dânsul străit ori îl chemați la dumneavoastră? Nu, eu am un apartament în el. Aveți? Avem, da. Am un bun apartament și la dânsul să mă duc, dacă nu știu. Dar pe dumneavoastră ați scris în anchetă că sunteți egoiste și nu vreau nici să împart și nici că nu dau. Păi și... eu spun că nu știu. Păi și unii să-l ții, ați mă întâlniți la dânsul acasă și treci la tine acasă acum. А кто отменял конфетно-букетный период? Подождите, а ухаживание, конечно, а знакомство? Чего сразу домой? Так и дурязы. Как дурязы? Как это время-то дурязы? Месяц хотя бы, надо же повстречаться, узнать друг друга, побеседовать. Мне нравится, чтобы делали сюрпризы, необычные, нестандартные варианты. Да, чем мне специально, дам Раиса, ла 70 лет не пасу вакуум барбат, акробатику не пойду фач. Ну, должна быть фантазия работать. А, я знаю, он букет и... Сервелат, например. Нет, например, вот сделать свидание на воздушном шаре. То есть вы такая рисковая дама, да, которая да, согласна на всяческие приключения, да. Да, очень яркие впечатления. Потому, потому что вы родились под знаком Овна. Да, да. Читайте так, я когда-то в мейле видишь, что зачем она? Ничего у нас не закрыла. Я врел секс, где патруль писать там она. Да, где? Да, читайте. Читайте. Да, 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 и дичей. А что, и дичей? Да. Я да, из этой семьи. То есть вы родились под... Вы родились под знаком зодиака Овна. И не просто. Да, бекари секс. То есть это кувант интернационал, что есть... Это называется без остановки. Dar el nu poate fi la 70 de ani, gata, și fără, fără de oprire. Deși tu răspunzi pentru domnul Pavel. Exact. Învățați exact. Biologie, fiilor dragi. Și o să-mi dați crezare. Și atunci, dacă nu o spate om, el e bun la suflet, dar el nu o spate, da, cei ce vrei, matale, de 7 ori pe zi. Doamna Raisa, mă. Пускай поухажет, покажет, кто он есть. Например, мне уже надоело домой, мне надо тоже где-то выйти в люди. Дома я всегда посижу. Вы любите путешествовать? Еще бы. Я тоже люблю путешествовать. У вас есть мечта? Мечта есть.
Вы целеустремленно, и ее вы исполняете. Ну как? Вот, допустим, у меня сейчас такая мечта. Я хочу поехать в Америку, в штат Юта, и увидеть Млечный путь. Там есть национальный такое место между горами, где Млечный путь полностью открыт. Eu am scris atunci, l-am felicitat când a fost cu doamna Tatiana. El am felicitat, zic că ți-ai găsit a doua parte care ți-ai dorit-o, că tu iubești să călătorești. Doamna Reis, vă rădiliți pod znakom zodiaca Ovin s-o cei visokim uranom, cea mai visoka planetă. Женщина рисковая, целеустремленная, боевая, необычная, неординарная. Бунтарка отчасти. Угу. То же самое, еще и с Марсом в восьмом доме. То же самое от своих мужчин, то же самое требуете, чтобы вот они поддерживали вас вот в ваших стремлениях, целях и в каких-то неординарных поступках. Поэтому, в принципе, наш жених подходит, но я думаю, что он все-таки не успеет за вами, вот за вашим напором, за вашими целями. Я думаю, что... ваш брак, союз может сложиться только в том случае, если вы очень сильно вот, потеряете голову, и тогда вы сможете включить свою луну в деве и сможете заботиться. Но из того, что я слышу, вижу и изучаю ваш гороскоп, могу сказать, что вы все-таки женщина, которая хорошо на себя ориентирована. И одновременно все-таки вы нуждаетесь в очень заботливом и в очень надежном партнере, вот, чтобы можно было еще и параллельно на него опираться. Да, вы очень правы. Просто я уже устала. Сейчас, получается, в данный момент я все сама делаю, за всех отвечаю, за всех все такие моменты в жизни основные выполняю я и проверяю их. И все хорошо. Если где меня нет, уже начинается сбой. Ну, тогда надо делегировать мужчине тоже. Ну, в я хочу быть за каменной стеной. Притом вот. Толстой стеной и высокой. А такой маленькой, такой, который имеет прорехи, и такой заборчик кривой, мне это не надо. Я благодарю Чеси. Și vă invit în scenă, pentru că noi cu toată lumea vrem să urmărim ce surprize ați pregătit pentru potențialul dumneavoastră mire. Я приготовила для вас необычный сюрприз. Эта картина выполнена в кофе. По мотивам фрагмента росписи Сикстинской капеллы в Ватикане художником Микеле Анджело Буонаротти. В оригинале фрески, как вы знаете, одна рука Бога, вторая – человека. Художник, написавший эту картину, воплотил мою идею. Здесь также изображены две руки. Одна женская, другая мужская. Достаточно маленького жеста, чтобы их руки соединились, и каждый для себя вправе решить, протянуть руку или нет. Ел нари картины. Я вам додолу, да ел нари ничего картина. Я принял бини. Doamna Raisa, mulțumesc pentru această surpriză. Pentru noi este o premieră. Eu nu știu dacă am mai văzut, poate fetele de tablou pictat pe cafea sau cu cafea, cum ar fi corect. E foarte frumos. Vă doresc succese, sănătate. Mulțumesc. Și vă invit în camera de așteptare și m-aș bucura tare ca tocmai pentru mine să vă invite în drumul vieții. Mulțumim! Mie mi-a plăcut doamna Raisa. Atât de deschise la față, mi s-a părut o femeie foarte caldă și foarte frumoasă. Dumneavoastră, de ce stați așa pus omorât? Ce s-a întâmplat? Și eu am analizat, asta nu e tipajul meu. Nu. Și a zis dumneavoastră, care este micul dejun? Ce mâncați de dimineață, că sunteți așa morocanos? Ați spus că ați mâncat brânză cu... smântână și cu nucă. De curagaș, clioc. Și gata, nu mai mâncați de asta. Vedeți că dacă mâncați, sunteți după asta supărat. Mâncați și nu. 10 de grame de zi dimineață. Pur și simplu, ia reviziunea aici. Dar care viziunea pe dumneavoastră v-a pus în gardă? Care viziunea din ceea ce a spus doamna nu vi-a plăcut? Bine, ea este diferită, ea are viziunea ei. Da, e diferită. Ar face fericiți foarte mulți alți bărbați. Nu. Pentru mine așa nu. Dar puteți să-i explicați de ce nu? Nu vrea el să spune. Nu s-a prins. Eu nu accept așa, cum spune. Și în primul rând, iar 68 de ani. E mai tânăr decât mine tale. Și nu elegantă care îmi trebuiește mie. Ты не настолько элегантна, как ему бы хотелось. Я не элегантна? Ну, по его... ну понятно. Ну, вы спонтинский, это все равно типаж у меня. Ce zic astrele? Eu, doamne Reise, nu i-aș recomanda pe domnul Pavel. Da, nu știu. Da, primul moment. Și al doilea moment, domnului Pavel, sunt femei, la vârsta dumneiei, arată foarte bine. Superbă. M-a impresionat și pe mine. Eu sunt și eu balanță, am și un gust estetic foarte dezvoltat, dar bine, că nu este doamna pe gustul dumneavoastră, nu este tipajul, psihotipul. Dar vreau să întrebăm pe domnul Boris. Domnul Boris,
Da. Ce părere v-a lăsat această frumoasă doamnă? Doamna este destul de interesantă, dar nu este în gustul lui Pavel. Dar eu... gustul lui Pavel care este? Cu sare, cu pier, cu ce? Vrea să fie... Dulce. Primul... Cu brânză și nucă. Da. Dulce. Să fie mai tânăr minim cu vreo 10 ani, să fie cu figură, să fie iute, să fie cu minte, să fie inteligentă. Ok, el are cerință. Dar cum credeți, dumneavoastră, o femeie care, cum ziceți, dumneavoastră, cu 10 ani mai tânără, ea tot are niște cerințe? Just că are da, cerință. Da, eu înțeleg lucrurile. În orice situație, doamna, femeie trebuie să asculte de bărbat. Ei, cum de nu? Я знаю, что я его типаж, но он не мой типаж. Он заказал до 60 лет стройную, элегантную. Ну, еще вот эта женщина в первую. Ну, да. Domnul Pavel, cu siguranță, este omul cel răsfățat, care își dorește. Da? Bine, că de-aia suntem oameni și orice vis se face realizat și neapărat să-ți dorești. Nu poate lumea toată saxa pentru un gust anumit. Eu propun așa, că să nu mai stăm în suspans, nu mai tot discutăm și ne raportăm că de ce, dar pentru ce. Hai să cunoaștem pe potențială mireasă cu numărul 2. Într-un ceas bun să fie. Здравствуйте, меня зовут Майя. Очень приятно, Павел. Очень приятно. Пообщаемся. Да. Прошу вам направо. Maia, 59 de ani, lucrează la o casă de amanet. Cunoaște la perfecție valoarea aurului, așa că nu se va lăsa dusă de nas cu fel de fel de bijuterii poleite. Își petrece timpul liber cu cei mai scumpi nepoței din lume. Deține un apartament și este gata să-l împarte cu viitorul soț. Maia afirmă că este mândră de sine pentru că e sinceră și responsabilă. În plus, a mai reușit să renunțe și la fumat. Își preîntâmpină viitorul partener că e o fire deschisă și directă. Maia va ocoli cu orice preț bărbatul ce va face abuz de alcool, nu vrea să repete greșelile din trecut. De-a lungul vieții, Maia a avut 3 căsnicii și toate s-au sfârșit cu regrete. Pe primul soț l-a cunoscut în școală și au fost împreună 5 ani, însă gelozia și alcoolul au pus capacul răbdării. Al doilea soț era militar, iar după ce s-a concediat, s-a împrietenit cu paharul și a mai luat-o spre stânga. Cel de-al treilea soț a fost fotograf la nunta fiului ei și acesta avea patima băutului. Maia speră că în această seară norocul îi va surâde și îi va dărui mireasma iubirii, fără reziduuri de alcool. Bună seara, Maia! Bună seara! Ne bucurăm să ieți în cadrul acestei emisiuni. Din start o să te luăm la întrebări. Am citit în ancheta dumneitale și am văzut că muncești într-un loc care pentru mine este de altfel ceva mai special. Estimator de aur. Da. Ce e? Definiția? Nu, este, cum să zic... Оценщик. Оценщик драгметалов. Ювелирных изделий. Ювелир, да. Драгоценных металлов. Я... А где этому учатся? Я как там просто интересую. Ну, как бы я... У меня большой стаж. Я с 84 года пошла просто как... Государственный ломбард у нас еще был. На Ботанике? Нет, в центре, на Пушкина 44. Да-да-да, это был единственный ломбард в городе. Я туда пришла еще совсем молоденькая после декрета. И всему научилась там на месте. Майя, да если ты пробовали, ну что, ты мои крыльчишки, сол, ты... Ты минцит, сол, дат ка аур, шну и аур, и алт металл. Сол, не есть еще чем. Бывает такое, очень много есть фальшивых изделий, но поэтому нужно... Но это все приходит с опытом. Но обмануть невозможно уже теперь. Нет, и сейчас можно. И сейчас? Да, есть. Мне кажется, такие... есть какие-то реактивы специальные. Реактивы есть. Даже иногда есть такие ловкачи, которые могут так... Бывало. И я попадала. Но Майя, есть ответственность какая-то. Определенная ответственность у вас. Если это уже понятно, что не совсем моя вина, например, то, конечно... Вы рискуете своими деньгами, если рискую, что? Да. Но сейчас уже как-то более проще. Я уже более стала опытная, скажем так. Чем могу на инвестиции кары? Если спою он конт ла банк, орси инвестиции на ур? Как бы... И не туда, и не сюда. Я инвестирую, если что, просто так в себя или в какой-то отдых, или... А что, что у вас подразумевает отдых? Что вы делаете в свободное время? Ой, как у меня проводите? Его в последнее время, к сожалению, просто нет. Ну вот в идеале, допустим. Ну в идеале бы поездка к морю, попеть в караоке, сходить в ресторан вот с моей тетушкой. Вот как-то так. Ну, а вы пришли с тетей. Это моя тетя, тетя, да, это моя родная Анна. Тетя. Анна. То да. есть вы знакомы с самого рождения. Мы друг друга знаем, вот мне 59, мы ее знаем друг друга 50 лет. Столько лет. Да. И гуляю вместе. Да. И гуляете вместе. А да. где обычно вы гуляете? В ресторанах?
Ну, как... Когда пойдем? Бар, когда просто дома у нас, и у него дома есть караоке. А знакомитесь с мужчинами в ресторанах? Ну, мы не так часто туда и ходим, чтобы знакомиться. Мы, если идем в своей компании так просто отдохнуть, не с целью познакомиться. Как-то так. Мы просто идем отдохнуть. Ну, вот. А вот Домну Павел с Домну Борисом у нас устраивают мальчишники. Вам нужно объединиться. Усилия мальчишники и девичники. Ну, если как-то совпадут наши интересы какие-то, можно совместить, потанцевать, попеть. Ați trecut prin trei căsătorii. Prima căsătorie a fost destul de rapid, la 19 ani, la 20 de ani deja. Da, 19 ani deja erai cu copilul în brață, cu băiatul. Da. Corect? Ambii copii sunt dintre aceiași căsătorii? Нет. Дочка у меня от второго брака. Bun. Povestește de prima căsătorie. De ce nu a durat și cât a durat? Ой, мы с ним дружили со школы. Учились в одной школе. И я, его сестра младшая со мной в одном классе, он на 2 года старше. Ну, вот так гуляли, встречали. Мне было 15, ему 17. Вот с тех пор мы начали дружить. Потом он ушел в армию. Я его ждала из армии. Письма писал. Письма, все было. Все как по книжке. Все как по книжке, да. А шаши? Приехал. Приехал. Да, мы поженились. Все. И что случилось? Он устроился в такси тогда работать. Стал потихоньку выпивать. Ну, такси и руль, и алкоголь вообще, говорят, несовместимы. Так говорят. Да, да. Но, может быть, по-другому? Он находил время, но потом стал ревновать меня просто к воздуху. Потому что у меня маленький ребенок на руках, и я еще сама ребенок. 19 лет родила, я еще сама этой жизни не знала. Поэтому страшная ревность была. 5 лет мы так прожили с ним. Но вы были инициатором расставания? Вы поставили точку? Ну, в принципе, да. Ну, тут, конечно, еще мой отец настоял, потому что он сказал, я не хочу тебя потерять, потому что там были рукоприкладства. Там было все. Очень жестоко было, конечно. Домну Борис и жених. Посмотри, как он смотрит. Я говорю, он так оценивает. Не улыбается, ничего. Майя, аз диворцат, когда авес 23 дня. Да, да, да. Аша. Ce perioadă ar trebui să treacă, că după aia ți-ai găsit al doilea soț? Unde l-ai găsit și cât a durat și această căsătorie? Так случилось, din care s-a născut să subînțeleg fetița? Следующее знакомство произошло быстро, как бы так спонтанно. Я как бы освободилась от этих оков, вот этих вот, от этого страха, потому что я, так если сказать, что я даже не умела себя вести, вот пойти куда-то в ресторан, я была настолько запугана этим человеком, что я даже не знала, как, где. И тут я как бы немножко крылышки у меня появились. И опять же знакомый. Я в чьи домене фоча парти? Он был, меня познакомила моя подруга, она служила в воинской части. Она там была как... Комендант? Нет, как она, ефрейтор, не знаю, как она. Вот. И он там тоже был, и познакомил меня, он был прапорщиком, но он не отсюда, он был переправлен из Тирасполя и жил там в казарме. Я на тот момент уже имела свою трехкомнатную квартиру. Și asta a doilea, da. Știind că tu ești însărcinată și că ai o, sau deja născusă, e o fetiță, cu copil mic în braț, cu doi, hai să-i spunem, el te-a înșelat. Cu cine te-a înșelat? Cum ai aflat? Вот то же самое, та же история. Вот он пока был военным, 2 года вот мы прожили, ничего было нормально. Вот уже дочка появилась. А потом, когда ушел из армии, он остался не у дел. И он ушел, он был в ВДВ, там на Панфилова служил. Знаю эту часть. Да, и он не мог устроиться на работу. Ему хотелось, как бы, что он как бы считал себя таким великим, должность, скажем так, Ален Делоном. То есть он был амбициозным, да, человеком. Да, и он не мог что-то делать такое, то, что ему не нравится. И я, соответственно, работала. А вы продолжали себе работать, я работала в этом же ломбарде, семью, да, так да, далее, и все, так далее. Все легло в основном на мои плечи, потому что он не работал. Foarte supărat stă. Nu știu ce, așa se oftează, de acum s-a săturat de ascultat, cred că. Spuneți-mi, cât a durat această relație și cine a fost inițiator? Это брак продлился 22 года. Да. Я долго, я просто, ну, наверное, долго, как сейчас мне кажется, что это была большая глупость, но тогда мне казалось, что я очень сильно люблю. Это героизм. Видимо, это казалось, да. Но часто его потом тоже пошли измены, уходы. У меня начались какие-то проблемы послеродовые, там, то со спиной проблемы, то все. И, в общем, и опять же, вся ответственность, весь дом на мне. Да. А ему хотелось... Вот сидит, ничего что не делает. Что я дивурцат? Официал, ты иду? Да. В 97-м году мы с ним разбились. А трейля?
A treilea soț. După 22 de ani, într-a doilea căsătorie, am făcut o pauză jumătate. Cât ai făcut pauză? Care a fost pauza? Un an, doi? Peste cine? Noi, în 97-ul, mă răzvilisem, în 97-ul gădu, dar mă ești și prădăzat lejit. Pentru că era apartamentul căsătorie și cum l-ai împărțit? Maia la cum его оттуда эвакуировали? Как эвакуировала? Ну, он стал... Как бы мы под развод состоялся, но он там на суде сказал, что мы будем все равно, может быть, налаживать отношения, там тоже алименты он не будет платить, мы будем, я буду так давать дочери. А когда сын мой женился в 2006 году на свадьбе, этот фото-видеооператор, хотя присутствовал мой и отец моего сына, и второй мой муж был на свадьбе, и этот оператор видео влюбился в меня, в общем. Так засыпал получилось. Комплиментами. Не особо комплиментами, что он не мог понять, кто вообще мой муж. Угу. Он не мог понять, с кем. Кто все эти люди? Да, потом я, это 2006 год, потом после этого, после свадьбы я срочно уехала, получила румынский паспорт, уехала на работу в Италию. Там пробыла 3 месяца. И этот оператор меня разыскивал. Уже моя невестка потом спрашивала, что он звонил и искал меня. И когда через 3 месяца я вернулась, я ему позвонила просто потому, что он допустил ошибку в моем имени. Когда смонтировал фильм. Может, он специально это сделал? Не знаю, но когда я ему позвонила, чтобы исправить ошибку, я уже даже забыла, зачем я позвонила. И смотрю, что она тоже на жениха не особо смотрит. Я вообще на него не смотрела. Посмотреть не на что было. А трилля со спайс прозвучан, я ради борца, от ярной до шанса. Вы так чего, мне что, хоп-хоп-хоп. Видно, мне так везет, такая у меня судьба, наверное, что я... Дана Ана, конкретно, с мая, care ar trebui, sau cum ar trebui să arate potențialul mirii pentru Dumnezeu? Pute un bărbat cu care chiar merită să meargă prin viață. Eu nu știu, ei tăcui mușină nu știu, și-o pănimală eu, și și-o pân băl, ca bă, apărăi de lini eu. Pidânsa Soleac, ei tânără, fata. Are 3 despărțituri aproape ca și el. Doamna Maia, vă rădiliți pod znac zodiacă Телец. Вы упомянули сегодня слово героизм, но я бы сказала, что вы женщина очень терпеливая. Ну, тельцы, они такие по знаку зодиака от рождения. И у вас повторяется один и тот же сценарий. То есть вы влюбляетесь, выбираете мужчин, и они потом начинают пить. Домна Павел, вам нравится употреблять алкоголь? Или только нет, по праздникам, или вообще не потребляете? Я ввиду 3 причин не потребляю. Не позволяет здоровье. Так. Это раз. Во-вторых, я стремлюсь к молодости. Вести образ здоровый. Нормальный, угу. Чтобы кататься на велосипеде, не надо быть пьяным. Угу. И чтобы плавать или играть в теннис и волейбол, я не должен быть пьяным. И, во-первых, я ненавижу алкоголь. И в-третьих, вы это не в-третьих, потому что я по профессии, когда работал, моя профессия требовала, чтобы я всегда был зорким, как сокол, как орел. А чего сердце вот мастера? Час я вам украду мимо карали. Майя очень такая женщина боевая, сильная. И да. Как большинство женщин ищет опору, сильную опору в мужчине. Да. И сильная мотивация все-таки эту семью создать. И четвертую, дай бог четвертую, последнюю, да, чтобы не было в дальнейшем еще. Поэтому я вам желаю удачи. Общайтесь, знакомьтесь. И посмотрим наш жених в конце. Ca să nu mai ținem în suspans, eu vă invit doamna Maia în scenă, pentru că vrem cu toată lumea să urmărim ce surpriză îți pregăti pentru Pavel. Succes! Вот и прошли года, но мы не старые, сидим уставшие, это не замена. Сивая, а сколько красок в ней, ивою течет, течет ручей, течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей, течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей. Лишь только помнится, как мы лопатели, не стали все-таки людьми богатыми, рядились простенько, гуляли всей гурьбой. А ты совсем седой. А он, я ее заинтересовался. Ты посмотри, как он на нее смотрит. Хорошо. Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей. Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей.
foarte și foarte bine. Mulțumesc încă o dată, vă invit în camera de așteptare și m-aș bucura ca tocmai pe tine să te imite, Pavel, în drumul vieții. Succese! Ce părere v-a lăsat frumoasa noastră Maia? Ce frumos a cântat! Foarte frumos, e o doamnă elegantă, simpatică. Te-ai prins! Văd cum ai început a zâmbi, spui da. Bancuri, de-am, gata, altfel. Ключевое слово elegantă, gata, putem și să punem bifă. E stilată, doamnă, e aranjată. Doamnă Boris. Și e drăguță. E potrivită? Da, e doamnă. Alintatul nostru, Pavel. Doamnă, interesant, mi-a plăcut de ea, dar cel mai tare mi-a plăcut vorbile ei, că are de funcție de lucrul ei este lucrul cu aurul. Și dar ce matale, ce tangență ai cu asta? Că fiecare muncește, este stomator de aur din sală. A, și tu vrei să spui dinți? Adică, pardon, dumneavoastră de stomatolog și te-ai gândit la faptul că ai putea... Nu, ați dat întrebarea cum e, apreciază care este aurul și nu este aurul. Așa? Aurul foarte simplu, și pe zgomot, și pe vedere, și este acet azotic. E pus o picătură și odată se demonstrează dacă este aur sau este fals. Не все, что блестит золото, по сфере ауру фалс. Я думаю, что локал в обществе не очень так контезит. Контезит, чтобы быть суфлетист, чтобы иметь, не знаю, инспирации, чтобы он вино, как сейчас говорит бомбука моя. И я бы рада, если... dacă v-ar veni pe plac și să o alegi tocmai pe Maia. Iar între timp propun să o cunoaștem și potențiala mea să numărul 3, să vedem cine este frumoasa doamnă. Bună ziua! Bună ziua! De mult nu ne-am întâlnit. Da. Ce m-a ajuns? Da, desigur. Anastasia, 71 de ani, este șef interimar la o grădiniță de copii. În timpul liber preferă să combine plăcutul cu utilul, coace torte, face sport și dansează. Este mândră de sine, asta pentru că nu are niciun obicei prost. Pe toți oamenii pe care îi întâlnește în viață, îi acceptă cu bunătate și cu o rază de soare. Deține un apartament cu 3 odăi, deși nu se grăbește să-l împartă cu viitorul partener. Anastasia și-a întâlnit iubirea la o nuntă, a fost o dragoste la prima vedere. Ambii au trăit o poveste de dragoste frumoasă și lungă timp de 43 de ani, până când moartea i-a despărțit. Acum ea spune cu mândrie că dorește tuturor o astfel de relație frumoasă și fericită. Acum ea este în căutarea unui asemenea bărbat, cum a fost fostul ei soț. Mi-am dat seama că voi v-ați salutat un pic altfel. Voi vă cunoașteți? Da. De unde vă cunoașteți? De la dansă. Eu mai știu și alte detalii. Vreți să ne povestiți? Voi ați trăit în concubinaj? Domnul Pavel, povestiți dumneavoastră. Și stați că... Sau ați avut o relație? O relație. Ce înseamnă relație? M-am iubit cu una să de două, trei ori? Da. Ați trăit împreună între aceeași casă? Nu. И ты посмотри, как он быстро и как смягчился. Он уже не знает, как себя вести. А фост такой он миг день. Не интеллигент? Дансяза пря бине. Дансяза бине, да. Дамна Анастасия, не интеллигент, а орче куплю вин, ревин, де че? Видеть, когда он активист, да он, ну, имею, ну, трим, а нам тритым при он, а шан у вас пти он лауту. Deci dumneavoastră sunteți stați, dumneavoastră activați, dumneavoastră aveți job-ul dumneavoastră pe care îl practicați de ani de zile. De câți ani de zile și unde munciți? De 45 de ani în domeniul ăsta. Grădiniță. Da, da, la grădiniță. De copii, sunteți șef interimar. Da. Și deci dumneavoastră s-a avut o agendă foarte încărcată, mergeți de zi dimineața, s-a avut, dar el stătea acasă. La 7.30, el stă la muncă, să facă mâncare. Eu nu știu ce facea el. Cât a durat relația voastră amoroasă? Un an. De la 8 decembrie până la 8 decembrie. Și de ce n-ai luat mai femeia asta de căsătorie? De ce? Cât trebuie să durezi o relație? Matalii, dea-mă, ia ca te gătești de 100 de ani. De ce nu te-ai căsătorit? Frumoasă, îți plăcea enorm. Un an întreg ați mers împreună, v-ați pupat, v-ați distrat, ați mers de mână prin viață, prin lucruri frumoase. Da. Ați dansat. De ce? Fiindcă eu m-am îmbolnăvit. Și eram... Și el a venit să te ajute? De ce? Eu cine am fost cu tine? De COVID? De ce v-ați Eu am fost, dar pe urmă m-am îmbolnăzit și trebuie să trec o cură
de profilactică. Și la mine era starea s-a agravat și eu credeam că eu n-am să rezist și că acum, adică m-am alăturat de doamna noastră. Nu, acum noi vedem că dumneavoastră sunteți absolut capabil de orice. Și de ce n-ați ridicat receptorul și să telefonați doamnei? A, deci așa, el a dispărut. Dragă, eu vizdravil. Stați un pic, el a dispărut din viața dumneavoastră așa, pur rapid. Nu, el, nu eu după ce i-am sunat, dar el nu a ridicat receptorul, dar eu nu pot să-i spun. N-ai fost la ușă să vezi, poate a murit. Am fost și la ușă. A fost deschis. Dureros? Nu. Vă faceați griji mari, da? Nu, e un om foarte bun. Nu spun că și-a avut grijă și gătește gustos și la suflet e bun. Pur și simplu, starea mea fizică a fost atunci. Dar acum cum este starea fizică, dumneavoastră? Este ok? M-am recuperat, fiindcă am trecut... Într-un ceas bun. Pe cale de tratare. Și eu am crezut că să agravez așa, că să trebuiască a doilea operație și pot să decid. Bun, am înțeles. Doamna Anastasia, de când v-ați despărțit de acest Pavel, ați mai avut vreo relație, ați mai dezvăluit potențial? Nu, nici nu m-am gândit. Dar de ce? Că sunteți foarte frumoase. Eu am o întrebare. Când v-ați despărțit? În ce an? Când s-a întâmplat povestea? În 2019, 2020, 2015? 2020, data de 9 decembrie. De ce? Prin asta și data o țineți minte. Da, cum? Și vă spun și timpul. Înseamnă că a fost o relație pentru dumneavoastră destul de puternică și v-ați implicat? Nu, eu nu supărat niciodată de dumneavoastră. Supărat. De ce ați rămas supărat? Eu nu supărat, pur și simplu eu am socotit... Domnul Pavel, dar de ce nu vă povestiți clar? Uite, îți place de Anastasia, te-ai supărat într-o perioadă, ai gândit că ai să mori, ai fost la recuperare, ai revenit, au trecut sărbătorile de iarnă, de ce n-ai sunat-o? Dacă a fost așa de bun și îți gătea așa el de bine... El mi-a sunat, dar să spui drept. Da, de 6 martie ai sunat... Vreau să felicit om de 8 martie. Și 5, dar pe mine a sunat și nu a tăcut din gură ca când plângea. Eu n-are cine să-mi sune mie și eu mă... Eu n-am plâns și n-am sunat. Asta eu nu, sumor aici. Îmi cer, dar înapoi, dar nu știu cine i-a sunat două zile la rând. Вот тебе Кишинева маленькая деревня. Да. Вот смотри, как судьба. Не зря говорят, что бумеранг работает. Ați trecut printr-o căsătorie frumoasă. Da. M-ați întâlnit la o nuntă, da. A fost o iubire care a durat 43 de ani. Da. Ce s-a întâmplat? Soțul a decedat. Câți ani în urmă? 6 ani. Dumnezeu să-l ierte. În această cuplu ați făcut o realizare frumoasă, doi copii. Da. Băiat, fată, unde sunt? Fiică și fiicioră. Fiica e aici în oraș. În oraș. Au reușit copiii dumneavoastră să-l cunoască pe domnul Pani? Nu mai decât, dar el a insistat ca să... fac cunoștință cu copiii. Și ei îmi zic, tu chiar vrei ca să faci cunoștință? Zic, da, dar de deci ce el să... a venit în familia dumneavoastră da, așa dar de cu intenții? Da, de ce să mă ascund? Eu vreau să-i văd. Și am sărbătorile împreună. Și am fost invitat la multe festivități. Cum credeți voi în cadrul acestei biserici? Am avut, am mai dat șansă? Aici este un nuanț. E foarte greu să-ți formezi un cuplu acum. E foarte greu să găsești femeia potrivită. Aici este un nuanț. Ia-n zic care este. Pur și simplu ia seamănă mult cu fosta soției. Ce? La ce înseamnă? La aspectul exterior? La față, da. Sau la aspectul interior? Locofură, da. Frumoase. Aici este și altă. Că eu, într-un timp, da, eram foarte dispus și... Erai îndrăgostit, erai da, înflăcărată, îți doreai. Dar pe urmă, a fost un sunet, nu știu de la cine, eu n-am apreciat și... Așa? Și mi-a spus, ce? Ți-ai găsit tot așa? Mă tăi și crezi în minciuni, în vorbe, că o greșe cineva la telefon și gata. Asta eu am sunat? Nu. Eu n-am deci spus. El a ascultat o opinie din exterior nu, care i-a eu schimbat. Eu întotdeauna eram binele. Знаешь, как я могу сказать? Опозорился на весь интернет. Опозорился на всю страну. Să mă scuz de cele întâmplate, dar eu nu știu cum... Eu m-am discreditat în fața ta și eu... Adică cum s-o cuți, că nu meriți? Da. Dar dacă este o iertare? Ne mai gândim. Primești? Ne mai gândim. Și ne mai gândim. Dar eu nu-ți l-aș lua înapoi, gata. Bine. Da. Să tacă din nou, stă în cui, după aia mă stă și sub pat. Dar de trădători nu prea avem nevoie. Nu, ne trebuie dialog,
Vreau neapărat să-ți găsești sufletul o pereche, un bărbat cu care să poți vorbi, nu din ăla care, gata, m-am spărat că o grei vecina Clava de peste ideal, că tu nu știu ce ai făcut. Nu-i trădare, e vorba de sunt mai multe aspecte aici. No. Într-un cuplu tot să povestești, pe general în drumul vieții trebuie să vorbești, trebuie să-i dai omului șansa să-ți povestească care este oful lui. Fiecare dintre noi avem dreptul la replică. Între timp, doamna Anastasie, vă doresc succese și vă invită în scenă, pentru că vrem cu tot să urmărim ce surprize pregătiți. M-am gândit la lucrul ăsta, zic, la o cafea. După cum știi că eu detest gustos toate da. Cele fac și acum să stai să guști. Merit eu ori nu? Astea-s delicii culinare din trecut pe care domnul Pavel l-a mâncat cu mare plăcere. Nu s-a scos de tort, măt, Anam, Anam, moșta s-o rugă să ce să aduce aminte? Da. O să vă reamintiți acuși, da. Gustul. Dă mai departe și adică-ți. Poftă bun. Mulțumesc, adică. E așa cum îl făcea acum un an în urmă? Da. Asta e mie gustos. Dar cu ce delicii culinare îl mai răsfățai pe domnul Pavel? Ce-i mie pregăteai? Ce-i place dânsului? Și din bucate, nu numai din dulciuri. Nu, dacă altele spun, ea trebuie să fără la cofie. Eu nici nu observ, dar ea a făcut de-amă totul. Este femeie ideală. Mulțumim! Doamna Anastasie, vă mulțumim pentru acest deliciu culinar, pentru această surpriză și pentru că sunteți în cadrul acestei emisiuni. Pentru invitație. Vă doresc succese. Neapărat să găsiți omul potrivit să vă facă absolut. Frumoasă sufletește, să vă readuc dragostea pe care îi duceți dorul. Domnul Pavel, mai scurt ce să ziceți? Acum, destenii și nouă. Mai merge această relație? Ți era dor de această femeie? De dulciurile ei. Atenție, da, dar mie nu-ți poate dulciuri. Că pe asta mă îngrăște. Domnul Boris, dumneavoastră cu siguranță ați fost martor la ceea ce înseamnă dragostea lui Anastasie cu Pavel. Cum a fost? Da, eu, și cine a greșit în această relație? Eu am știut de doamna Pavel, mi-a povestit de ea numai da. pozitiv. Numai pozitiv. Cum se întâlnea ei. Ei se întâlneau și la el și la ea, că ea trăiește la Ciocana. Și știu cazul când a fost invitat în ospeție la fica ei. Și-ai cătat, dacă n-ai vrut să te însori cu femeia asta, și-ai cătat la copiii dânsei. Ce el, te-ai dus? El avea intenții serioase, dar care a fost cauza, eu nu pot spune. Eu le propun, domnul Pavel, la atât și dumneavoastră, domnul Boris, să vă ascultați. Iar noi, ca trei femei frumoase, o să ne dăm cu părere referitor la cele care au fost în cadrul acestei emisiuni. Prima a fost... Doamna Raisa. Doamna Raisa. Ea? Da, a fost, adică a fost. Ea și este o femeie foarte energică. Frumoasă, rebelă. Da, da, după cu o fură. Și este foarte tânără ca suflet. Maia, care a cântat frumos, a trecut prin trei căsătorii, știi cu certitudine cum se ridice de acolo de jos, să se scutere și să meargă prin viață. Cel mai important, are un job care nouă ne place, estimator de aur, nu? Este un job care este în vogă. Nu știu dacă el este în vogă, el este unul clasic care a mers prin secole. Toată viața. Și are valoare, da, și în toate secolele a avut el parte de a fi. E o fire foarte feminină, o femeie răbdătoare, care a trecut prin multe experiențe, chiar și neplăcute, dar a păstrat această feminitate, bunătate și a rămas cu suflet de chis. Asta este un da. Lucru foarte salutabil. L-a copleșit pe domnul Pavel. Am văzut deci și reacția și deci ceva nou, a fost cam otan celălalt smântân, ceva nou, parcă mi-ar merge. Chiar i-a plăcut de domnul. Nu este deschisă, nu. Este comunicabilă și destul de plăcută și legeră în comunicare. A нет, должен выбрать эту женщину. Вот она стоит. Я просто двумя руками за, мы с четыре руки за. Пусть. Да, да, да. Surpriza acestei serii este doamna Anastasia, cea care a concubinat-o, s-au iubit, s-au pupat, iar domnul Pavel a lăsat-o, a părăsit-o, a dispărut. Ideea este următoarea. Cât de mult în interior domnul Pavel s-a aprins de a mai oferi o șansă, o a doua șansă acestei relații. O să ne răspundă în cazul dat domnul Pavel. Nu vreau să-l influențez cu opinia mea vis-a-vis de Stel.
Într-adevăr, a fost o surpriză pentru noi că voi deja vă cunoașteți de mult timp. Este o doamnă foarte frumoasă, nobilă, cum am zis anterior. Cu siguranță ea merită o relație frumoasă cu care ar trece prin viață. Dar nu știu pe cât dumneavoastră sunteți dispus. Eu văd că sunt niște dubii, nu înțeleg de ce. Și chiar asta pe mine un pic m-a deranjat. Raia, Maia și Anastasia, trei femei minunate care în drumul vieții au știut să meargă prin viață, au dat naștere, toate trei au, apropo, câte doi copii, sunt constatut în societate important de a fi părinte și deja majoritatea sunt și bunicuțe. Le doriți succes la toate trei. Iar dumneavoastră, doamnă Pavel, vă mulțumim încă o dată că sunteți în cadrul acestei emisiuni, că aveți încredere în ceea ce facem noi și, cel mai important, vă invităm, dacă dumneavoastră deja știți care este regulă, să vă faceți o alegere potrivită. Vă invit. Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată, vă îndemnăm să vă ascultați inima și să faceți alegerea potrivită. Exact cum a făcut eroul nostru, Pavel, a ales-o pe frumoasa Anastasia. Drum bun și frumos în drumul vieții, dragoste și fericire. Vouă, însă, dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri, nu ezitați să ne scrieți și să completați ancheta. Eu sunt Lenuța Gheorghiță și sper ca fiecare dintre voi să audă măcar o dată în viață cuvintele magice. Hai să ne căsătorim! O seară frumoasă alături de cei dragi! La revedere!